Munca la negru a fost depistată și în rândul unor transportatori din județ. Inspectorii de muncă au verificat 20 de conductori auto, în urma cărora au constatat 29 de deficiențe. Totodată a fost aplicată și o amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru muncă fără forme legale. Inspectorii de muncă din județul Hunedoara au efectuat controale mai bine de o săptămână în rândul transportatorilor din județ, timp în care a fost verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la munca prestată de conducători auto în baza contractului individual de muncă. ITM Hunedoara a desfășurat o campanie națională dispusă de către Inspecția Muncii privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale de privind încheierea și executarea contractului individual de muncă, timp de muncă și odihnă, precum și directivele europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestațiilor de servicii transnaționale transpuse în legislația noastră din România. S-au verificat cu precădere dacă angajatorii folosesc muncă nedeclarată, dar și dacă respectă prevederile legale cu privire la munca prestată în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, timp parțial și așa mai departe. Astfel, în urma controalelor au fost descoperite aproape 30 de deficiențe, inclusiv muncă fără forme legale. Într-un număr de 19 controale, 20 de conducători auto, constatându-se un total de 29 de deficiențe, s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, din care 2 avertizmente și o amendă în cantul de 20.000 de lei. Aici e vorba de muncă fără forme legale.